Salutare dragi prieteni, numele meu este Gabriel, bine ați venit pe canalul meu să vizionăm împreună seria noastră de War Thunder. Astăzi vom juca tot cu francezii, dragi prieteni, cu tankul acesta minunat care este de 6.0 de la francezi și se cheamă AMX-13. Deci AMX-13 se cheamă, nu știu, probabil că s-o pronunța altfel, dar eu citesc cum se scrie, pentru că altfel nu știu dacă o fi să se pronunțe altfel. Bun, hai să vedem un pic despre acest tank, dragi prieteni, v-am zis, este de 6.0, se cheamă AMX-13 și îl găsiți la francezi. Hai să vă zic un pic câte ceva despre el, are tunul de 75 de mm. Ceea ce este foarte bun pentru el, îl vedeți și voi cum arată. Mă, îmi place la tankurile astea ca un design fain, așa, astea de la francezi. Ok, hai să vedem mai departe. Cântărește 15 tone aproape și prinde 67 de km la oră. 67 de km la oră, eu zic că este destul de ok din punctul meu de vedere. Ia uite, am prins acolo un Tiger, ăsta este al doilea Tiger. Ia să vedem aici, mamă, e un Tiger 2H acesta, vă dați seama, deci ăla este de 6.7 și gândiți-vă că noi jucăm cu 6.0, bine, într-adevăr, l-am prins și din spate, dar oricum ați văzut și voi cât de bine trage acest tank. Ok, prinde 67 de km la oră. Vizibilitatea lui, dragi prieteni, este de 78%, cu vizibilitatea nu stă nici chiar atât de bine, dar oricum se descurcă, după cum vedeți și voi, se descurcă. Ok, hai să vă zic un pic și despre proiectilele lui. Mai el în total are două proiectile, acest tank. Ia să vedem, primul proiectil, dragi prieteni, penetrează la 500 de metri, 140 de mm penetrează. Iar și al doilea proiectil penetrează la 500 de metri, 163 de mm. Eu acum, după cum vedeți și voi, eu joc cu al doilea proiectil care penetrează 163 de mm la 500 de metri. Bun. Ok. Măi, hai să luăm valorile acestui tank, să le calculăm un pic, să vedeți și voi. Măi, acesta este AMX-13, ăsta este un tank foarte bun. De ce zic asta? Acest tank, dragi prieteni, este cum ar veni un doctor al echipei. Deci până acum nu am mai văzut, sincer, până acum nu am mai văzut la alte tankuri această chestie care o are acest tank, este că puteți să reparați orice tank din joc. Adică, cum, din partidă mă refer, din echipa voastră, pe cei din echipa voastră, în caz că cineva este accidentat, voi îl puteți repara cu acest tank. Ok, bun, știți că de obicei doar când intrați în partidă, doar acel tank care este verde la scris acolo, îl puteți repara să-l ajutați să se repare mai repede în caz că este lovit. În schimb, cu acest tank, dragi prieteni, cum v-am zis, este doctor al echipei, puteți să ajutați absolut toată echipa dumneavoastră. Pentru că, na, așa are el abilitățile lui. O puteți ajuta să reparați orice tank din joc, da? Tocmai de aceea i-am zis că este doctor al echipei. Bun. Încă ceva. O abilitate care o are foarte bună acest tank este că poate să tragă 12 proiectile într-un minut, dragi prieteni. Deci gândiți-vă, 12 proiectile într-un minut este ceva extraordinar tot așa la acest tank. Are auto-reloading și timpul lui normal de încărcare după ce se termină acele 12 proiectile care le puteți trage într-un minut, după aia până își pune el alte 12 proiectile, durează 45 de secunde, dragi prieteni, deci timpul lui de încărcare 45 de secunde. Dar în rest, chestia foarte bună este că 12 proiectile într-un minut, deci gândiți-vă că este super, super ok. După cum vedeți și voi, acest tank încarcă foarte, foarte repede. Bun. Ia să vedem. Deci, măi, eu cum am făcut calculele mele, acest tank are mult mai multe puncte bune decât puncte negative. Are și puncte negative, să vă zic, două puncte sunt negative la acest tank. Deci, primul punct este, dragi prieteni, că nu are armura chiar așa de bună. Este cam slăbuț la armură, ceea ce este adevărat.
dar n-am dat seama, un tank care are atâtea abilități bune nu poate să fie bun și la armură și la toate alea. Na, gândiți-vă. Ok, al doilea punct care nu prea mi-a plăcut la acest tank este, dragi prieteni, că nu se ridică turela. Deci, dacă un inamic este, uitați, vedeți și voi acum, avem aici un tank pe partea dreaptă, un T-34 avem. Ei, noi am stat un pic lateral așa ca să se ridice turela, dar turela lui, mai mult de atât decât am lovit acest T-34, să știți că nu se ridică. Chestia este că dacă voi vreți să trageți după un avion, să spunem, nu o să puteți să trageți după el, să-i dați, știți că de obicei cu alte tancuri mai dați one shot cu proiectile la avioane, dar cu acest tank nu o să puteți pentru că nu se ridică turela foarte mult. Și na, cam astea două sunt punctele lui negative, dar în rest, după mine v-am zis, după calculele mele, cum am calculat eu, are mult mai multe puncte bune decât puncte negative. Deci puncte negative sunt două, iar celelalte bune, ați văzut și voi că v-am zis, acest tank este un fel de doctor al echipei, că puteți să reparați orice tank din echipa dumneavoastră, când o să jucați din echipa voastră, din... Așa. Bun. Și plus de asta are 12 proiectile într-un minut. Deci vă dați seama, 12 proiectile într-un minut este super ok. Dacă voi vă întâlniți cu un tank, să zicem așa, și dați critical din prima, acela numai, și acel tank, îți dai seama că intră repede în reparații, voi până încarcă el un proiectil, dragi prieteni, voi puteți să trageți cam de 3 ori în el, să zic așa, până încarcă el odată. Vă dați seama, deci e super ok și plus de asta se mișcă, are o mobilitate foarte, foarte bună acest tank. Îl mișcați și cu fața și cu spatele, vedeți și voi cum vreți voi, este super ok. Bun. Băi, cam atât am avut să vă zic despre tankurile astea de la francezi. Na, eu am tras tare, am zis să deblochez și tankul acesta, că sunt curios în continuare să văd cum merg celelalte tankuri. După cum vedeți și voi aici, am salvat două partide, să vă arăt și vouă cum se comportă acest tank în bătălie. Și după cum vedeți, am făcut o treabă extraordinar de bună cu acest tank. Pentru că, na, e manevrabil, este foarte ok acest tank. Bun. Cam asta a fost. Pe viitor, dragi prieteni, o să mai deblochez și eu, că și eu acum sunt în joc cât mai mult posibil la francez, ca să mai deblochez alte tankuri, ca să fac episoade cu ele, să vă arăt și vouă cum se comportă în bătălie fiecare tank în parte de la francez. Și nu numai de la francezi, de la aproximativ toate țările. Bun. Hai să vedem. Oh, ia uite-l pe ăla. Mamă, ăla nu ne-a văzut acolo. Ia, hai să mergem ușor după el. Sperăm să nu fi, să nu ne fi văzut. Ia să vedem. Ia să vedem ușor, ușor. Oh, mamă, sunt doi aici. Ia uite, un panter. Da, un Panther D. Ați văzut, i-am dat one shot. Deci nu trebuie să trageți de mai multe ori în el. One shot i-am dat din prima. Ați văzut și voi cât de repede încarcă proiectilul acest tank. Eram super pregătit și pentru celălalt, numai că nu l-am văzut că a coborât dealul în partea cealaltă. Oricum, trebuie să stăm atenți, sperăm să nu iasă în fața noastră, aici, pe partea dreaptă. Dar, din câte văd eu, cred că l-a omorât acolo cineva. Băi, ce vreau să vă mai spun, dragi prieteni, este că pentru cei care joacă War Thunder și vor să intre în clanul nostru, să știți că sunteți bineveniți în clanul nostru. Noi suntem un clan de români. Noi seara intrăm și pe Discord, cam în fiecare seară aproape noi intrăm, jucăm, vorbim și pe Discord, ne distrăm împreună. Pentru cei care vor să participe, să știți că linkul de la Discord îl găsiți în descrierea clanului, pentru cei care nu știu, da? Și sunteți și voi bineveniți în fiecare seară să participați și voi. V-am zis, noi discutăm unii cu alții, ne distrăm, jucăm împreună, facem echipe, jucăm împreună, este foarte frumos. Dar cum v-am zis, pentru cei care nu au acest joc și vor să-l încerce, War Thunder, eu mereu la fiecare episod las un link acolo în descriere ca să
Vă ducă direct la pagina jocului să-l descărcați și voi. Este complet gratuit acest joc. Îl recomand și vouă pentru cei care încă nu l-au probat. Și na, pentru cei care au War Thunder și vor să participe cu noi cu noi pe Discord, să ne distrăm seara împreună, v-am zis, poate să descarce linkul de la Discord, este în descrierea clanului. Ok. Ia să vedem ce mai prindem aici. Ah, din păcate l-a omorât altul, ăla. Ați văzut și voi, dragi prieteni, am avut două partide extraordinar de bune și în ambele partide ați văzut că m-am descurcat excelent cu acest tank AMX-13, se cheamă. Este un tank, ia uite, avem aici 5 kill-uri. Este un tank excepțional. Vi-l recomand să încercați și voi. Ok, eu am fost Gabriel, ne vedem data care vine. La revedere!